evaluarea națională, vă rog să ne spuneți care este situația, dacă au existat note de 10 sau poate medii. Da, astăzi ne-au venit rezultatele, acum câteva minute. Avem un procent de 63,9% de copii care au luat media peste 5. Este asemănător cu cel de anul trecut. Anul trecut am avut exact 64,2%. Avem 6 note de 10, una la limba și literatura română și 5 la matematică. Din păcate nu avem medii de 10. Cele mai bune școli, bineînțeles, se situează cele mai bune școli cu cele mai bune rezultate sunt cele din Drobeta Turnu-Severin, respectiv procent de 100% a avut Colegiul Național Traian și Colegiul Național Gheorghe Țițeica. Următoarele în clasament sunt Colegiul Național Pedagogic, Școala Generală numărul 14. Dacă ar fi să ne raportăm la un clasament al județelor, pe ce poziție ne aflăm noi? Da, în general ne plasăm la mijlocul clasamentului. Am avut un număr de 1765 de candidați, am avut 1608 prezenți. Așa. Da, cred că e bine.